De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Lunetistul 2. Thomas Beckett, un fost lunetist din trupele de elită ale marinei, este obligat să se întoarcă la vechea sa profesie și să accepte o misiune ultrasecretă. Rolul său este să elimine un general sârb care a comis atrocități asupra populației musulmane din zonă. Partenerul său în această misiune este un fost comandant pentru care asasinatul este deja rutină. El este cu atât mai motivat de această misiune cu cât reprezintă șansa sa de libertate. Pe Antena 1 de la ora 20:30 rulează filmul Tron Moștenirea. Continuarea succesului din 1982, filmul îl are în vizor pe Sam Flynn, fiul de 27 de ani, al protagonistului primei părți, Kevin. Sam este obsedat să descopere misterul din spatele dispariției tatălui său și ajunge să fie atras în aceeași lume a programelor neîndurătoare și a jocurilor virtuale în care îți poți pierde viața în orice clipă. Alături de prietena lui Kevin, tatăl și fiul încep un voiaj fantastic în universul cibernetic spectaculos, unde totul este posibil. HBO de la ora 20 puteți urmări filmul O soție pentru Barry. În această comedie romantică, un trio de prieteni din copilărie pun la cale un plan ca să scape de prietenul lor enervant Barry, găsindu-i o soție. Planul li se întoarce împotrivă când se dovedește că noua lui iubită este exact ca el. I did share a cab ride home with a pretty awesome girl. There we go. Hey! Excuse me. Did you fart? No, I've been trying. Yeah, because I farted right when we got in and that is not my brand. It's pathetic. I can't smell anything. Sounds like you met your soulmate. When do we get to meet her? Hey! No. I'm gonna guess. Skank magnet. Ice queen. No balls pushover. That stinks. It won't open. Did I accidentally lock the window? So excited to go swimming. Yeah. There's actually some board games back at the cabin. Oh, yeah. I can do that. Everybody doing okay down there? No. Not everybody. I will rebuild it with my own bare hands. I took wood shop in high school. Pe National Geographic Channel puteți urmări de la ora 20 și 20:30 Știința prostiei. Acesta este documentarul care îmbină știința pură cu unele dintre cele mai trăsnite, spectaculoase și dureroase clipuri de amator realizate vreodată. Richard Hammond prezintă tot felul de accidente nefericite, ai căror protagoniști sunt indivizi curajoși, dar destul de imprudenți, din diverse zone ale lumii și explică știința din spatele fiecărui eșec și umilință cu ajutorul demonstrațiilor animate și a filmărilor în super slow motion. Successful karate chop starts with gaining height over the tiles. Then the whole weight of the body is used, rotating into the direction of the blow extremely quickly. Because momentum is mass times velocity, so you need as much of both as possible. As you strike, it's vital to keep the motion going with a follow-through. This stops the tiles from bouncing back and failing to break. Easy. Pe Prima TV de la ora 20:30 rulează filmul Busola de Aur. Povestea prezintă aventurile Lirei Belacqua, o orfană ce trăiește într-o lume paralelă. Dar aici, o forță dogmatică și puternică numită Magisterium conspiră pentru a pune capăt toleranței și pentru o închiziție liberă. Săracii, orfanii și copiii dispar în mâinile unui grup de grobleri. Salvată de egipțieni, Lira se alătură acestora într-o călătorie spre nord în căutarea copiilor dispăruți.